început înscrierile la căminele studențești din toată țara, însă ca în fiecare an, locurile sunt insuficiente pentru numărul mare de studenți. Cei care nu prin cazare la un cămin al facultăților vor fi nevoiți să-și închirieze o cameră la privat, care costă în jur de aproximativ 200 de euro pe lună. Anul universitar este pe cale să înceapă, așa că studenții s-au așezat la cozi pentru a prinde un loc în cele mai bune cămine. Acestea ajung la cei care au încheiat anul anterior cu medii mari sau la boboci. Cereri sunt mult mai multe decât locurile pe care le avem, dar din experiența și din statisticile din anii anteriori, observăm că nu toate se materializează, nu toți copiii vin să-și ridice cereri de cazare. Noi ne-am propus ca pentru boboci, cei din anul întâi, să primească toți cazare, fiind o prioritate la cazări, cazările încep la facultăți cu anul întâi. Urmând ca cei care au anumite situații, restanțe multe sau alte probleme speciale, să primească imediat după ce la repartiția locurilor neocupate să primească cazări. Noi sperăm ca niciun student al nostru care are nevoie de un loc de cazare să nu rămână pe afară. Ce spun studenții cu vechi ștate de servicii? E mai ok la stat, ne acomodăm mai ușor, așa la privat mai mult are legătură sau... Mai scump? Mai scump. Aici e ok, și cu plata și cu doamna administrator. Cunoaștem oameni și persoane noi, colegi, prieteni, ne facem prieteni. Sunt anul 4 la facultate, stau din anul 1 și mi se pare foarte ok pentru condițiile care sunt oferite. Aș fi preferat și cu chirie, dar din cauza condițiilor și prețurilor ridicate, este destul de ok aici. La Universitatea Politehnică din București, 4 cămine au fost reabilitate și modernizate. Universitatea Politehnică din București are cel mai mare campus din țară. Avem aproximativ 13.000 de locuri de cazare în cele două complexe studențești, Regie și Leu. Noi spunem că oferim condiții decente și chiar avem cămine în care ne putem mândri cu condițiile pe care le oferim. Avem camere reabilitate și cămine reabilitate complet, dotate cu bucătărie proprie, spălătorie, televizor în cameră, frigider, mobilier nou. Deci, cred că suntem pregătiți și ne-am propus ca în următorii ani cam toate căminele să fie aduse la același standard. Și unde? Da, în complexul Regie dăm în folosință un cămin reabilitat complet, căminul pe 20. Datorită subvenției de la stat, un loc în căminele facultăților costă între 100 și 450 de lei. Unele facultăți au decis începerea anului universitar pe data de 23 septembrie, în timp ce altele dau startul noului an pe 30 septembrie.